Potrivit investigatorilor, cele două scrisori ar fi fost adresate de aceeași persoană și ar fi conținut urme de ricină, cea mai toxică substanță de origine vegetală cunoscută până în prezent. Toxicitatea acesteia este de două ori mai mare față de cea a veninului de cobră. Why they've done it, I don't know. The letter was obviously referred to our anti-gun efforts, but there's 12,000 people that are going to get killed this year with guns and 19,000 that are going to commit suicide with guns, and we're not going to walk away from those efforts. Bloomberg a angajat în decembrie anul trecut cei mai activi avocați în domeniul controlului de arme. Atunci 20 de copii și 6 adulți au fost împușcați într-o școală din Connecticut. Arma folosită în acest atac a fost obținută în mod ilegal. Amenințările adresate primarului orașului New York vin la o lună după ce președintele Obama, un senator american și un judecător al statului Mississippi au primit la rândul lor scrisori care conțineau substanțe toxice.